Cu toate că există extraordinar de mulți bani în piață, administrațiile și oamenii politici nu au înțeles ce înseamnă un parteneriat public-privat. Peste tot în lume există parteneriate public-private, sunt surse de bani, dar în momentul când faci un parteneriat public-privat, nu mai poți să furi. Asta este diferența. Și în cazul nostru nu s-a dorit un parteneriat public-privat, ceea ce ar fi fost foarte benefic de acum 20 de ani pentru acest sistem de încălzire centralizat pentru București. Pentru că am fi avut bani, subvențiile poate n-ar fi trebuit să existe, am fi plătit prețul corect, asta presupune un parteneriat public-privat, și nici căpușarea acestui sistem nu ar fi existat vreodată. Nu există absolut niciun studiu la nivelul Bucureștiului, există studii în afară. Nu putem să mergem nici măcar pe estimări, pentru că avem concentrații destul de mari. Avem cartiere, de exemplu, în zona Chiajna, unde blocurile sunt foarte, foarte apropiate unele de altele și poluarea este mult mai intensă decât în mijlocul Bucureștiului, de exemplu, unde avem zone mai... sau în sectorul 1, zone cu locuințe cu o densitate mai mică pe kilometru pătrat.